Oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă ediție din Secretele Brașovului. Deja cred că nu mai e niciun secret că a venit primăvara, că asta o vedem cu toții. Însă sunt multe lucruri care se întâmplă de bine în județul Brașov și așa cum cred că v-am obișnuit și sper că v-am obișnuit, aici încercăm să ridicăm și probleme, dar să găsim și soluții și să prezentăm ceea ce este optimist și ceea ce este bine pentru comunitatea noastră în general și numai pentru comunitatea noastră, pentru o întreagă țară până la urmă. Pentru că eu am mai zis-o de multe ori, de probleme care sunt făcute artificial, de scandaluri, are cine să ocupe în țara asta, că sunt mulți oportuniști. Așa că discutăm chestii serioase și discutăm ca de fiecare dată, mergem la rădăcină și discutăm cu cei care se ocupă cu adevărat de acele probleme și care cunosc cu adevărat problemele sau acele aspecte pe care le abordăm. Așa că îl salut pe această cale, în premieră, cred că, la Secretele Brașovului, pe domnul Zener Zoltan, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, din partea Alianței USR+. Bine ai venit! Cred că deja putem să spunem la pertu, pentru că cred că e și natura de așa natura ta și ne cunoaștem deja de ceva timp. Bine v-am găsit, Dorian. Vă salut pe toți. Bună ziua! Sunt destule aspecte pe care le-am văzut pe agenda ta în ultima perioadă. Aș vrea să mergem cu cele din partea de turism, din partea asta de educație, de cultură, pentru că știu că sunt acolo multe aspecte importante, aș spune eu, și care merită relevate. Și aș începe cu permisiunea ta, cu acea lansare din 1 decembrie, dacă nu mă înșel, a biletului unic. E un proiect foarte frumos, conturat, realizarea acelui bilet unic de intrare în comun la muzeele din subordinea Consiliului Județean. Și aici mai sunt și altele pe lângă, dar te-aș ruga pe tine să faci, dacă vrei, un scurt istoric, dacă se pot spune așa, al acestui proiect și să vedem în ce situație este el astăzi din punct de vedere al funcționalității. Dacă vrei să discutăm de la început, deci imediat ce am preluat funcția, am încercat să mă implic în toate aspectele pe care aveam atribuții și una dintre aceste aspecte erau muzeele. Am făcut o vizită la fiecare muzeu, dar în stilul meu, adică din pod până în pivniță, să văd care sunt problemele, ce se confruntă. Am inventariat tot și după aceea am început să fac ședințe regulate cu directorii de muzee. Practic nu erau ședințe, erau discuții, adică i-am chemat la consultări să vedem care sunt problemele, ce putem să facem. Sunt unele probleme pe care nu le pot rezolva cu siguranță pe termen scurt, dar mi-am propus ca tot ce se poate să rezolv. Una dintre probleme care, în opinia mea, se putea rezolva era numărul redus de vizitatori la majoritatea muzeelor noastre. M-am mirat foarte mult pentru că avem muzee care au un patrimoniu bogat, doar ca să dau câteva exemple, adică Muzeul de Etnografie are peste 4.000 de costume tradiționale. Muzeul de Artă avea o sală întreagă, numai picturi de Nicolae Grigorescu, 36 sau 37 de picturi numai de Nicolae Grigorescu. Chiar au un patrimoniu bogat. Lângă asta, muzeele noastre, pe lângă expoziția permanentă, își reînnoiesc expozițiile temporare cu regularitate. De exemplu, Muzeul Civilizației Urbane, de anul trecut până acum, a avut deja, asta este a patra expoziție temporară care este acum. Adică merită pentru un brașovean să viziteze un muzeu, chiar dacă l-a vizitat anterior. La început am recunoscut de față cu toți directorii de muzeu că și eu am făcut greșeala asta. Adică atunci când mă duc în străinătate ca și turist, vizitez muzeele. Muzeele din Brașov le-am vizitat pe toate, dar de mult. După ce mi-am dat seama că există această problemă, mi-am propus să încerc să o rezolv, să schimbăm ceva. În primul rând, am introdus POS-urile în muzee. Nu aveam POS-uri în muzee, se putea plăti doar cu numerar, inclusiv pentru obiectele cu o valoare mai mare de la în cadrul magazinelor, de suveniruri. După aceea am făcut biletul unic. Biletul unic, chiar dacă pare pentru, dar este mai mult pentru brașoveni.
ne-am gândit cu directorul de muzee ce dorim în primul rând. Creștem numărul de vizitatori sau să creștem încasările. Foarte clar, obiectivul a fost să creștem numărul de vizitatori și vizibilitatea muzeului. Atunci am făcut un bilet la un preț foarte avantajos, 25 de lei pentru adulți, 20 de lei pentru pensionari, 5 lei pentru copii și am făcut și un bilet familia, 50 de lei pentru 2 adulți și 2 copii, special pentru Brașov. I-am crescut valabilitatea la 15 zile, pentru că un brașovean nu o să aibă timp să-și rupă 2-3 zile libere ca să viziteze toate muzeele. Și i-am dat drumul. Sunt incluse 9 obiective în total și, sincer, a fost un succes. L-am lansat în decembrie anul trecut. Anul acesta, la sfârșitul lunii martie, deja a trebuit să comandăm al doilea tiraj de bilete unice. Prima oară am fost mai rezervat și am comandat doar 3.000 de bilete. Acum a trebuit să mai comandăm în curând de 4.000 de bilete. Deci asta a fost prima etapă, dar atunci când l-am lansat deja, am zis că aș vrea să dezvolt mai mult cu un alt bilet. De data asta un produs turistic pentru turiști în primul rând. Am zis Brașov Visit Ticket. Din denumire rezultă că nu este doar pentru muzeele noastre. Îl gândim să fie mai larg, deci ca un fel de Brașov Pass, dacă putem să dezvolt. Deocamdată l-am făcut tot cu muzeele noastre, Biserica Neagră și Prima Școală Românească. Nu puteam să facem fără aceste două obiective emblematice. Pe lângă asta, Prima Școală, foarte sincer, chiar dacă nu era un obiectiv atât de important, n-aș fi lăsat afară. Face parte din tradiția Brașovului și, din păcate, datorită poziționării ei, are un număr mai mic de vizitatori. Chiar dacă nu e în subordinea Consiliului Județean, eu cred că acest lucru trebuie schimbat. Deci am făcut acest bilet împreună cu ei. Acest bilet deja se vinde doar online, tocmai pentru turiști. Și partea juridică a fost făcută astfel încât să putem coopta oricând și alte obiective sau turistice sau entități juridice. Deci, în primul rând, m-am gândit din Brașov. Dar după aia să încercăm să-l extindem, să zic așa, concentric, și pentru zona metropolitană. Ar trebui să avem bilete de diferite valori, pentru că dacă includem din prima prea multe obiective, creștem valoarea lui, probabil că nu va fi atât de atractiv. Din cauza asta am zis că văd ca pe un bilet pentru municipiul Brașov, aia un altul, municipiul Brașov, zona metropolitană. Unde este Hărman, Rejmer, Feldioara, Podlea, Râșnov. Deci chiar sunt multe de văzut. Dar asta este deja o etapă viitoare. E un aspect care iară l-am remarcat, pe care l-am remarcat interesant și anume faptul că am văzut o chestiune faină, după părerea mea. S-a crescut durata de valabilitate a lui Brașov Visit Ticket, dacă nu mă înșel, la 90 de zile, ceea ce cred că aici e un atu și pentru turiști, pentru că avem turiști de weekend sau care vin poate acum și poate nu revin luna asta, dar revin luna viitoare sau deja și mai ales zona Bucureștiului e destul de des în partea asta. Am crescut durata și pentru că ne gândim ca în timp vom extinde numărul de obiective, dar în principal pentru ceea ce ai zis și tu. Încercăm să-i atragem să se întoarcă. Adică într-un weekend un turist nu are cum să viziteze toate obiectivele. E foarte clar. Dar are încă 3 luni ca să se întoarcă la noi să vadă și celelalte obiective. Încercăm să-i momim. Asta este adevărul. Pe lângă asta, ce este important, problema turismului brașovean este numărul mic de noptări. Din câte știu eu, suntem la un număr mediu de 1,92 noptări pe turist. De weekend. Aceea este foarte puțin. Avem un număr mare de turiști, dar ei stau puțin. Dacă încercăm să le oferim informații, să le facem un program atractiv, să le ocupăm timpul, cred că este cea mai bună variantă să îi ținem aici mai mult. În timp, zic sincer, îmi doresc și să îi scoatem din Brașov. O altă problemă a turismului brașovean, așa cum o văd eu, este că turiștii vin, stau puțin, vizitează obiectivele cele mai cunoscute, care le știm și noi și care au ajuns să fie aglomerate. Iar pe lângă asta, noi avem zone extrem de atractive din punct de vedere turistic, cum e zona de nord a județului, care este, mie personal îmi place foarte mult, Rupea, Mercheașa,
Racoș, Omorod, deci sunt foarte multe de văzut acolo. Dar turiștii foarte puțin. Deci să încercăm prin aceste bilete, să zic așa, prin oferirea de informații, să-i ducem și acolo. Încă un lucru care am uitat să zic, tocmai pentru acest lucru, la Brașov Visit, de exemplu, turistul primește în mod automat o hartă, o broșură cu fotografii și descrierea fiecărui obiectiv, broșură în 7 limbi, dacă mi-amintesc bine, română, maghiară, germană, engleză, franceză, spaniolă și italiană. Bun, n-aș aminti acum toate alte lucruri, pentru că mai sunt aici, vorbim de ce se poate vizita. Asta e foarte simplu, ei trebuie să-și achiziționeze, adică cine dorește să-și achiziționeze acest bilet. Eu am văzut o simplă căutare, dacă dă cineva Brașov Visit Ticket, de exemplu, pentru partea asta sau pentru celelalte bilete care se găsesc fizic în obiectivele numerate, da? Ei pot să-l cumpere fie online, fie în format fizic, printr-o simplă căutare, repet, deja pe motoarele de căutare sunt indexate destul de bine, am dat și o căutare de curiozitate, sunt indexate destul de bine aceste cuvinte și cu siguranță se vor descurca, cred că nici nu mai trebuie să mai spunem foarte multe despre unde se găsesc, să se ducă, să vadă, pentru că, repet, e foarte simplu, o căutare, motor de căutare, dați căutare Brașov Visit Ticket sau biletul unic Muzee Brașov și deja lucrurile devin foarte simple. N-aș insista asupra acestui fapt prea mult, așa cum n-aș insista nici asupra prețului, dar aici te-aș ruga totuși eventual să spui mie mi se pare un preț, nu știu, e opinia mea, e un preț mic pentru câte obiective sunt și un preț poate mare pentru cineva care se gândește că vrea să viziteze un singur muzeu. Aici este întrebarea, mi se pare un pic chiar foarte mic dacă te gândești că vrei să vizitezi toate acele muzee din punctul meu de vedere. Cine vrea să viziteze un singur muzeu, în continuare sunt disponibile biletele individuale. Deci exact. O intrare la oricare dintre muzee sunt disponibile atât fizic, deci la muzeu, cât și online. Deci am ajuns să realizăm și asta. Biletul unic este un preț mic, dar v-am zis, logica a fost să creștem numărul de vizitatori. Doi, ne-am gândit în felul următor. Vine un vizitator la unul dintre muzee, să zicem Muzeul Județean de Istorie, se gândește să intre, vede că prețul este 7, 8, 9, 10 lei, îl compară cu prețul biletului unic care este 25 de lei, la Rupea și la Săcele, care sunt obiective incluse, nu-i sigur că se gândește să meargă în viitorul apropiat. Nu se gândește că din prețul biletului unic, el de fapt poate să cumpere 3 bilete. Dacă că inițial pornisem de la 35 de lei, da, ca și preț pentru. Am redus exact din cauza asta la 25 de lei, astfel încât și pentru un brașovean care deja a vizitat un muzeu sau chiar două, să-i merite să-l cumpere. Dar ți-am zis, în primul rând am vrut să creștem numărul de vizitatori și mai ales copii. Deci la copii am redus la 5 lei și după ce am emis biletul, am fost cu ajutorul inspectoratului școlar, am fost la mai multe întâlniri cu directorii tuturor școlilor, gimnaziilor, liceelor din Brașov, special ca să le vorbesc despre acest bilet, să le vorbesc despre posibilitatea de a aduce copii și în afara școlii altfel. În școala altfel, în săptămâna aceea este aglomerație foarte mare, nu are același efect. Eu le-am zis că pot să vină oricând, cu o simplă atenționare înainte, pot să vină inclusiv să țină ore la muzeu. Foarte educative și cu siguranță copiii își vor aduce aminte. Da, ce frumos ar fi asta, să se țină ore la muzeu. Mie personal mi se pare o idee foarte bună și nu numai că mi se pare, am și participat la așa ceva, la un proiect în colaborare cu Muzeul Civilizației Urbane și chiar îmi spuneau directoarea de atunci, că între timp lucrurile când s-a ieșit la pensie, cred, și îmi spunea că în perioada respectivă au fost cei mai mulți copii, elevi, din toată existența muzeului, în perioada în care s-a făcut acea oră practică la muzeu. Deci iată că are esență cu siguranță ceea ce spui și sper să fie așa, pentru că
Am văzut și, dacă pot să spun așa, elemente mai amuzante în care copiii veneau și se uitau la un televizor unde rulau imagini acolo și se duceau cu mâna și încercau să scroleze și să mărească imaginea sau să o micșoreze așa cum fac cu telefonul. Știu problema, să știi. Da. Se pare foarte important să educăm copiii pentru cultură. Pentru că altfel ei vor fi peste 10, 15, 20 de ani. E clar că tendința este ca următoarele generații să fie foarte bune la tehnică, dar se pare că și cultura este importantă. Dacă nu educăm de mici pentru asta, atunci... Tehnica fără cultură, din păcate, te poate... Există, dar nu e bun. Da. Există, dar nu neapărat ceea ce ne trebuie. Bun. Mulțumesc pentru partea asta legată de biletul unic. Să mai pot spune pe marginea, dar cred că am extras esența. Te-aș ruga să mergem puțin la un alt subiect și anume la... Știu că s-a încheiat evaluarea proiectelor culturale depuse pentru finanțare nerambursabilă la Consiliul Județean și am văzut acolo că vor primi bani 37 de proiecte, dacă nu mă înșel, și te-aș ruga să expui un pic, să vedem ce s-a întâmplat și ce e în perioada următoare. Dacă îmi permiți, aș vorbi un pic... Te rog. Iarăși aș merge înapoi la rădăcină, aș vorbi un pic și despre celelalte ghiduri și care a fost ideea să le refacem. Când am venit la Consiliul Județean, existau mare majoritate din aceste ghiduri și funcționau bine, îți zic sincer. Ce am făcut eu în plus a fost că am organizat consultare publică, de exemplu la sport, la tineret, am organizat consultare publică cu beneficiarii, cu potențialii beneficiari, pentru că am vrut să le văd efectiv care au fost problemele de care s-au lovit înainte, să le văd problemele lor, să încerc să găsesc soluții. Foarte utile aceste consultări și în urma lor am refăcut mai mult sau mai puțin, depinde cât a fost cazul, fiecare ghid. Lângă asta am făcut un ghid nou, ghidul pentru proiectele de tineret, care nu exista înainte și inclusiv anul acesta am refăcut ghidul pentru culte. La ghidul pentru cultură nu a fost nevoie să lucrez foarte mult, pentru că a funcționat bine și înainte. Asta este adevărul. De asemenea, un lucru care a funcționat bine înainte este că, de exemplu, eu sau... Deci nu este... Evaluările nu se fac în urma deciziei unei singure persoane. De exemplu, eu nici măcar nu am fost în comisiile de evaluare. În comisiile de evaluare au fost două persoane din aparatul de specialitate a Consiliului Județean și trei persoane din domeniul culturii, din exterior. Deci așa s-au făcut evaluările. La ghidul pentru cultură am avut două tipuri de ghiduri pentru beneficiarii de drept public, adică OAT-uri comune, pentru beneficiarii de drept privat, adică asociații și ONG-uri din domeniul culturii. A existat un interes foarte mare anul acesta pentru proiectele noastre. Într-un fel e bine, într-un fel nu, pentru că au fost destul de multe proiecte respinse. Pare rău pentru ele, sincer, dar efectiv din bugetul pe care îl aveam am acordat toți banii și am ajuns la 15 proiecte pentru proiecte publice, pentru OAT-uri și 22 de proiecte pentru entități private. La entități, la OAT-uri, sumele sunt mai mici, sunt de 15.000 de lei pe proiect. Și toate sunt în zona rurală, să zic. Sunt unele care au deja vechime, cum e Cetatea Vie de la Cetatea Marienburg din Ferdioara, care este la ediția a doua. Sunt multe care efectiv acum au început și cred că le-a prins bine ajutorul nostru, chiar dacă n-a fost o sumă mare. La proiectele pentru entități private avem două tipuri de proiecte, proiectele mari, sau sume de peste 200.000 de roni, care se adresează în primul rând festivalurilor sau evenimentelor consacrate. La acestea și cota de cofinanțare este de peste 10%. Numai cineva care a organizat un festival în mai multe rânduri poate să asigure această cofinanțare. Aici au câștigat 7 proiecte, iar la proiectele mici,
un buget de sub 500 de mii de RON. Au fost în total 15 proiecte. Proiectele sunt extrem de variate, cele care au câștigat. Deci, la festivaluri mai mari, după cum am zis, au fost mai mulți festivaluri consacrate. La proiectele mici, în schimb, este foarte variată paleta proiectelor. Bun. În zona asta, știu că ai menționat acum și sunt în premieră finanțate proiectele pentru tineret, ceea ce îmi aduc aminte că cu astea am început de demult, dar erau finanțate de către, pe vremea aia, se numea Direcția Județeană de Tineret și Sport, dacă nu înșel. Era cu un minister ăsta care a tot pendulat și s-a tot, ba a fost minister, ba n-a fost, ba subordine și așa mai departe. Vorbesc aici, evident, de tineret, de zona de tineret. Acum știu că sunt în evaluare aceste proiecte pentru tineret și aș vrea să insistăm un piculeț, nu mult asupra lor, nu mai avem mult timp, dar vreau să mergem un pic în zona asta pentru că mi se pare o zonă foarte importantă, partea asta de proiecte de tineret. Eu știu că aici m-am format și am un pic de istoric, așa, și un pic de amintiri plăcute în zona asta. Ce pot să zic, deci recunosc în mod sincer, în primul an când am fost aici, am primit solicitări, dar cumva mi s-a părut că finanțările noastre pentru cultură și sport se adresează și tinerilor sau mai ales tinerilor și din această cauză am considerat că sau nu mi se părea oportună o finanțare pentru proiecte numai pentru tineret. După ce am primit mai multe solicitări, am contactat mai multe consilii județene, eram curios la modul general ce fel de finanțări fac ei, de ce probleme s-au lovit, le-am zis problemele mele, i-am întrebat dacă au soluții. În primul rând am vorbit cu funcționarii, adică efectiv persoanele care se ocupau de aceste proiecte. Și am văzut că mai mulți erau care dădeau finanțări și pentru proiecte de tineret și pentru. Atunci am hotărât. Da, într-adevăr ar fi benefic sau mi-am dat seama că ar fi benefic să acordăm finanțări și pentru acestea și am făcut un ghid de la zero. Am încercat să-l facem astfel încât să fie cât mai ușor de accesat. Nu l-am complicat, pentru că tinerii presupunem că sunt la început de drum și e un pic mai greu. Și pe lângă asta am introdus mai multe direcții de acțiune, să zic așa, astfel încât să se încadreze cât mai ușor. Una dintre ele era educație pentru sănătate și activități de recreere, educație pentru protecție mediului, participare și voluntariat. Era o muncă și antreprenoriat. Practic, dacă te uiți, acum nu vreau să intru în detalii, la fiecare sunt prioritățile de finanțare, obiectivele. Dacă te uiți, eu poți să incluzi aproape orice ai. Bun, deci practic în zona asta, astea vor veni acum, ca buget din ce am văzut eu pentru partea asta de proiecte sportive, am văzut că au fost în jur de 900.000, dacă nu mă înșel, promovarea sportului de performanță și sportul pentru toți, dacă nu mă înșel. Sportul de performanță a fost 700.000 de RON, deci promovarea sportului de performanță, bugetul a fost de 700.000 de RON, împărțit pe două categorii, sporturi olimpice și neolimpice. Că pentru prima dată anul acesta am acordat finanțe și pentru neolimpice. Pe lângă asta, sportul pentru toți a fost un buget de 200.000 de RON. Pentru cultură, pentru entități private, a fost de 1.400.000. Cultură pentru OAT-uri, deci entități publice, a fost 225.000 de RON. Și pentru tineret a fost 210.000 de RON, dacă mi-am amintesc bine. Bun, pentru, acum tot așa ca o concluzie, că ne apropiem de final și pot să zic chiar din experiența aplicării la proiecte de-a lungul multor ani, nu la Consiliul Județean, n-am aplicat niciodată, dar uite acum, dacă aș fi fost, aș fi aplicat probabil, dar este foarte important pentru cei care nu au câștigat o finanțare,
Este foarte simplu, trebuie să insiști. În momentul în care nici lucru care vine prea repede de multe ori și nu e urmat de muncă, nu are neapărat o valoare. Așa că eu cel puțin așa, ca un sfat, aș putea să zic, insistați și depuneți proiecte și aici și în alte părți, nu vă limitați numai la banii de la Consiliul Județean, de la primărie, de la ce este mai la îndemână, să spun așa. Sunt finanțări, le găsiți acum, sunt cu zecile, cu sutele. Trebuie să-ți dorești și, bineînțeles, să vii cu... Asigurați-vă că ideile și modul în care scrieți proiectele sunt cele pe care le dorește finanțatorul și vă potriviți pe calapodul acela. Pentru că a forța o idee de-a ta și să scrii pentru un proiect, adică el finanțează, el dictează care sunt prioritățile pentru că el știe ce vrea să obțină. Nu încercați să duceți proiectul prin spate, că așa se duc de cele mai multe ori, să-l facem să fie pe calapodul respectiv. Faceți-l și atunci o să fie totul bine. Asta ca și o mică concluzie. Zenăr Zoltan, mulțumesc foarte mult pentru prezența în premieră de azi de la Secretele Brașovului. Avem și alte subiecte de dezbătut și de discutat. Nu sunt numai lucrurile astea, cele cu care te ocupi, știu asta, dar astăzi atât am avut timp. Data viitoare sper să fie și altele. Cu voia ta, bineînțeles. Mulțumesc mult, Dorian. O să răspund cu oricând cu plăcere la invitație. Mulțumesc. Oameni buni, atâta pentru prima parte la Secrete. O scurtă pauză și ne reîntoarcem.